Ah, băi, frate, ce poftă de pizza am! Dar cred că o să mă duc să... Wow! Bă! Andrei! De ce ai costumul meu de vacanță? Andrei, de unde l-ai? Băi, bă! Ai, de capul meu, mamă, mi-e frică. Tu știi ce zi e azi, nu? Mamă, mi-e frică să întreb ce zi e azi. Ce zi e azi, Andrei? Cum ba să nu știi? Păi e nu știu ce zi e, dar știu că e iulie. Suntem în iulie. Care-i faza? Păi da, exact! Păi și ce e azi? Nu știu. Ziua mea e în iulie, gen, dar nu e azi ziua mea. Adică, na. Nu, nu-i pasă nimănui de ziua ta, e altceva, nu știi? Cu adică nu-i pasă nimănui de ziua mea? Nu știu, mă, Andrei, ce e azi, nu știu, ce e, explică-mi. Bă, azi mergem în vacanță! Ce? What? Păi și pe mine când aveai de gând să mă anunți că mergem azi în vacanță? Nici măcar nu sunt pregătit, adică sunt în hainele mele normale, nu mi-am făcut niciun bagaj, în ce vacanță mă? Și în primul rând, în al doilea rând, de fapt, de când ai... Păi pregătește-te repede, hai, Andrei, de când ai tu bani de vacanță, gen? Și unde mergem? Bă, hai mă, lasă vrăjeala, hai că mă duc să iau autobusul, mă duc la mall să mănânc o pizza, că nu mai pot. Bă, stai, ce vrei, mă? Wow, chiar apreciez faptul că... ok, deci chiar apreciez faptul că m-a dus până la pizzerie să-mi spună despre ce e vorba. Ții minte că m-am angajat 2 zile la supermarketul ăla? Da, ții minte, a fost săptămâna trecută. Ai lucrat efectiv 2 zile și după ți-ai dat demisia, gen. Mi-au dat un bonus, 2 bilete într-o vacanță secretă și m-am gândit să te iau pe tine. Ce drăguț, te-ai gândit fix la mine prima dată? Nu m-am gândit la tine prima dată, doar n-aveam cu cine să merg. Și tu ai fost ultima variantă. Ok. Bine, hai că mai merg cu tine vreo vacanță dacă e. Ia uite, mă, ultima variantă. Bine. Glumeam, vino. Ok, glumea. Bine. Zi, mă, Andrei, zi. Ok, și ai primit o vacanță gratis. Ok, dar... E o problemă. Ce problemă? Vacanța e... Ce e vacanța? Unde e? Ce e? Secretă? Adică eu nu știu unde e și nici cât ar costa. Păi tu mergi într-o vacanță unde nu știi unde mergi? Practic e gratis că... Mi-au plătit-o ei, dar... Nu știu unde e acum. Forță, da, sincer. Tare, gen, mergem într-o vacanță unde nu știm unde mergem. Ori e cea mai proastă vacanță din lume, ori cea mai mișto. Bă, sincer, eu nu-s curios. Adică poți să te duci dacă e să fie cea mai șmecheră baftă, dacă e să fie cea mai proastă, îmi pare rău. Adică eu n-am chef, sincer, să... Nu, adică sunt ok. Pot să stau foarte lejer pe canapea, să mă uit la televizor, n-am nevoie. Adică mersi frumos de propunere, dar cred că nu o să mă duc așa la risc 50-50, că n-am nevoie. Adică n-am nevoie personal. Ok, știam eu de ce n-ai fost în prima variantă. Porcule, vrei tu să mergem? Bine, mă, ok, bine, hai că merg. Și, în primul rând, ai zis că ai glumit, gen. Și că eu am fost prima variantă. Acum nu mai sunt prima variantă, gen, sau ce? Adică, iar am glumit? Bă, dar ești pus pe glume, mă, Andrei, nu? Ești pus pe... Firai tu să fii! Ok, Andrei, suntem în momentul de față în aeroport și avem avionul în aproximativ 5 ore! Poți să-mi explici și mie de ce am venit atât de devreme în aeroport? Păi bă, să mâncăm și noi ceva. Da, are sens. Păi mâncare din aeroport, la ce prețuri sunt? Cred că mai bine mâncam de acasă sau nu mai mâncăm deloc. Adică, nu știu cum să te anunț. Da, sunt ok prețurile. Da, cred că chiar sunt ok. Sărbună, doamnă, vrem și noi 2 sandvișuri. Ăsta de pui și ăsta de vită. Adică arată destul de bine. Tu de care vrei, de pui sau de vită? Mă rog, dați-ne de vită. Ok, plătiți la final. Mulțumim frumos. Mamă, cât de bun a fost. Băi, chiar a fost bun, n-am ce să zic. Băi, mâncarea din aeroport chiar e bună. Doamnă, cât costă? Aș vrea să plătesc. Sigur, nu. Fugi.
Dar domnule polițist, credeți-mă, n-am vrut, adică nu am făcut nimic, adică e vina lui. Credeți-mă, eu nu-s de vină. Nu e? Ba, e a lui? Ba nu, e a ta! A ta! E a ta? A ta! Andrei, am și o întrebare. Crezi că ar fi ok, gen, să-l iau și pe Teddy, gen, cu noi? Adică ursulețul, gen, de pe, știi tu, Iceland.ro? A, da, da, tu ți l-ai luat pe al tău? Dar chiar pe al tău cum îl cheamă? Că am uitat, gen, pe al meu îl cheamă Teddy. Păi... Eu am mai mult și îi cheamă... Ai de capul meu... Andrei 2010 al doilea... Andrei 2010 al treilea... Andrei 2010 al patrulea, etc. A, bă, destul de inspirat ai fost, adică chiar niște nume decente, da, trebuie să recunosc. Ha, da, deloc egoist. Ha, ok, Andrei, trebuie să îmbarcăm, să intrăm în avion. Ești gata? Hai să mergem. Bă, stai. De ce, Andrei, mergem în vacanță? Ai uitat? Gen, doar tu ai spus că mergem în vacanță, adică nu putem intra în avion? De ce? Mi-am uitat ceva important acasă. Ce, mă? Ok, Andrei, poți să spui și mie de ce ne-am întors acasă, gen, ca să luăm ce? Adică avionul e în 10 minute, nu știu dacă îl mai apucăm. Mi-am uitat ceva important! Chiar sunt curios, în pod? Ce ți-ai uitat, mă, din pod? Aici erai? Andrei, al câtelea ursuleț de pe aici să-l mai e și ăsta? Doamne, ferește, omul e... Am uitat să-l iau pe... Andrei 2010 al 15-lea. A, ok, da, are sens. Da, pot, da. Dar am și o întrebare. De ce în pod, gen? Adică, care-i faza? Era pedepsit? A, ok, bine, n-am să întreb. Ok, vino. Da, hai, totuși, cred că avem un avion de prins. Ha, Andrei, e timpul pentru vacanță. Mă rog, nu întreba de ce pilotezi avionul ăsta, n-am niciun răspuns la întrebarea asta. Hai să vedem cum o să fie vacanța. Bă, trezirea, mă, ce, bă, stai, what? Andrei, de ce am ajuns? Dar stai o secundă, de ce suntem pe o barcă, gen nu eram în avion sau ceva? Gen nu înțeleg, de ce suntem într-o... Păi ai uitat ce să uit, mă, ce să uit? Păi și de ce ne-am mutat în barcă, gen? What? Ce sens are, efectiv? Și au venit oamenii ăștia cu barca și ne-au luat și... Aia a dormit. Și vezi că vorbești în somn. Păi și gen ce am zis în somn? Ceva de aici în pungro. A, da, probabil are sens. Păi și, ok, am ajuns, pe păi, și pe chină vacanța, gen. Ia, hai să vedem cum e, ia, hai să vedem. Da? Pe păi, cum, dacă nici măcar nu. Wow. Oh, uite, Andrei, cred că e destul de mișto. Stai că nu parca ne interesează insula. Uite, oameni care nuată, copii, bro, what? Ok, stai așa, stai o secundă. Trebuie să explorăm ce se întâmplă. Uite cât de frumos e bancă, nu știu dacă e frumos. Poate să fie nașpa, ține minte, poate să nu fie atât de frumos, așa că, ok, da, deci stai o secundă, hai să nu tragem concluzii pipite. Un chest? A, no map. What? What? E... Wow, e mapa de la insula asta. Ok. Salut, harta insulei, da. Informații? Da, ok, bun, deci ne-a spus că practic trebuie să folosim mapa. Ok, bun, hai să vedem. What, mașinuțe de golf? Asta e verde, o iau eu. Băi, uite, se potrivește cu cămașa mea, lol. Haide, Andrei, hai să mergem, ia. Hai să vedem, stai, uite, ce s-a întâmplat? Wow, frate, cât de tari sunt. Pot să rug și eu cu tine? Cum adică? Oh, ok, hai să vedem. Băi, cred că vacanța asta o să fie cel puțin interesantă. Hai să vedem ce obiective turistice găsim și noi pe aici. Pentru că, bă, până la urmă a fost gratis. Adică știi ceva și dacă e așa, dacă e nașpa. Bă, ce tare e până aici, da, momentan n-am văzut nimic. What ce e ăsta? Bucătar? Hai să trăiți. Oh my god, înghețată! Andrei, ai niște bani? Pentru că trebuie să-mi iau ceva de mâncare. Unde vreau și eu înghețată? Păi dă bani! Hai bă frate, dă bani aici să iau înghețată! Bă uite, mai am câțiva bani. Ia mă, ia.
Ah, câțiva! Ok, bine. Oh my god! Mamă! Oh my god, Andrei, ești gata? Deci, fii atent, avem așa. Coconut water, adică apă de la nucă de cocos. Mamă, cât de bună e! Ok, după care avem suc de portocale, orange juice, ok. Mamă, cât de bun e. Ok, după care avem apple juice, suc de mere. Mamă, cât de bun e, mamă, cât de bun e. Bă, ce nu-ți convine? Tu ai luat sucuri de toți banii? Ah, nu! Am luat și cafea, deci am luat și cafea. Mamă, mamă, bună rău asta. Am luat peanut butter jelly sandwich, adică un de arahide și gem. Erau ultimii bani? Adică stai, noi în momentul de față nu mai avem niciun ban. Nu? Ah, mă rog, și-am luat și înghețată de ciocolată. Mamă, cât de bună e asta, deci efectiv e genială. Și înghețată cu mentă, care arată exact ca în desene, frate. Mamă, cât de bine arată, mamă! Mamă, dar cât de exotic arată așa totul, nu știu, adică e tare rău. Încă un bucătar, tu ce ne mai servești? Ah, aceeași chestie, ok, nu ne interesează. Ok, hai, urcă Andrei. Bun, hai să zici mai pe aici. Andrei, uită-te în spate! Bă, băiatule, nu cred, nu cred, bă, ba să crezi, hai să ne dăm în roată, mamă, cea mai tare vacanță pe bune, hai, salut, salut, vrem și noi să ne dăm în roată, gen. Deci, what, se uită pe telefon, ok, bun, hai să vedem, da, vrem și noi, oh my god, Andrei, oh my god, oh, bă, oh, are și muzică, uite, suntem în roată. Ia muzica tropicală, wow, și uite, ne ridicăm din ce în ce mai mult, uite de aici, mamă cum e, bă, mamă, mi-e frică, ajutor, ajutor, bă, se întunecă aici sus, bă, dar chiar, uite, mamă, cât e, mamă, mi-e frică, deci mi-e rău de înălțime doar când mă uit de aici de sus, artificii, tu vezi, uite cât de tare, artificii, da, mamă, ce tare e roata asta, mamă, wow! Băi, cât de tare e vacanța asta, chiar, băi, și ai zis că e gratis, gen? Băi, wow, ok, chiar e wow. Eu ți-am zis că merită, băi, merită absolut toți banii pe care nu i-am dat, dar totuși merită. Tu nu voiai să vii? Mă, uite câte artificii, băi! Wow, astea-s pentru noi. Băi, cât de tare. Nu, e gata deja. Hai, frate. Nu cred. Oh my god, ce băiar. Bă, pe bune că m-aș mai da o dată. Dar a fost mișto, mă, n-am ce să zic. Chiar a fost mișto, wow. Băi, tare rău pe aici. Ok, Andrei, înainte să mai continuăm, hai să mai mâncăm ceva, frate. Hai să vedem că e o gheretă aici deschisă, nouă. Wow, prietene, salut. Mamă, cât a bucătarul. Hai că ți-au eu ce cred eu că o să-ți placă, Andrei. Iau aici niște chestii, ok, bun, iau și niște d-astea. Bun, și iau și niște d-astea. Andrei, hai să mergem la masă. Actually, cred că n-o să se supere dacă mâncăm aici la lângheretă. Gen, chiar nu cred că o să se supere. Ia un loc, Andrei. Și pare de treabă. Chiar, nu cred că se supără, dar nici eu nu cred, sincer. Burgeri! Andrei! Yay! Ok, și iată, mai avem salată. Bă, frate, cine a cumpărat asta, mă, frate? Ia uite, mă. Ce, bă? Nu, da, nu am cumpărat-o eu. Aici niște suc foarte bun. Yummy! Mamă, tort! Mamă, cât de bun e! Tort! Ah, bă, Andrei, cred că am mâncat suficient, adică crezi că, uite, efectiv se sperie și copilul ăsta de noi, da, cred că am mâncat destul de mult. Hai să mergem să vedem ce activități mai avem. Stai, ce faci, bă? Bă, stai, bă! Hai că am mâncat suficient, nu mai avem nevoie. Mulțumim de mâncare. Mamă, bă, Andrei, știi ce aș vrea atât de mult așa dintr-o dată? Bă, aș vrea o spatulă, efectiv, să mă scarpin pe spate, că gen n-ajung sau ceva. Și eu? Omuleu, frate. Ah, băi, frate, cât de mișto stai în peștera asta, adică efectiv e
Wow, frate, chiar... Geronimo, stai, ce? What? Oh. Andrei! Doamne ferește! Oh my God, băi, omul e nebun, adică... Dar trebuie să mai meargă nicio vacanță de acum încolo. Ok, Andrei, de ce vrei să mergem în vârful muntelui? Adică, ce se întâmplă? O să vezi? Da, mi-e frică de cuvintele astea, gen, chiar mi-e frică rău de cuvintele astea. Dar hai să vedem, poate chiar e ceva mișto și poate chiar merită, deși nu prea cred. Dar hai să vedem. Bungee jumping! Oh my God! Ok, bine, hai să vedem. Fie ce-o fi. Cum funcționează treaba asta? Ok, avem o de-asta și acolo... Oh my God, Andrei, cum funcționează bungee jumping-ul? Explică-mi. Eu nu știu ce se întâmplă aici. Oh my God, trebuie să cadă de-asta, trebuie să cadă de-asta. Wow! Wow! Și mă trage înapoi, cât de tare! Bă! Mamă, cât de tare! Ok, mai vreau. Bă, cum te tragi înapoi? Păi folosesc bungee cordul pe care l-am primit. Ok, hai să vedem. Ia, sară în asta galbenă, sară. Wow, let's go! Mamă, cât de tare e! Mamă, aș face asta toată viața! Wow, mamă, deci fii atent că e și pericol aici, e și pericol. Mamă, în asta verde sară? Ia, hai să vedem. Mamă, bă, cât de tare e! Mamă, bă, da, ce senzație! Deci ce senzație super de nota 10, Andrei! Bă, pe bune, cum e? Mamă, era să mor acolo! Păi, printre cele mai șmechere vacanțe pe care le-am avut vreodată... ceva... Andrei, what? Ce faci, bă? Te-ai băgat în ciubăr! Da? Oh my God, ce tare! Băi, frate, efectiv, uite, ia aici niște biscuite dacă vrei. Mamă, uite câta piscină avem! Geronimo! Băi, prea tare, frate, vacanța asta, mult prea șmecheră. Și vrei să știi ceva? Chiar nu regret că am venit, gen, chiar nu regret, e șmecher rău de tot. Ți-am zis că o să fie mișto. Mamă, se mișcă asta cu mine! Da, chiar e mișto rău, sincer. Hai și tu aici, hai! Andrei! E de pe Wish? Firai tu să fii că mi-ai stricat ciubărul!